Simbruale, simbruale. Poziția ta înainte de meci cu FC Vlașnia și care este poziția întregii echipe? Mulțumesc pentru întrebare. A fost într-adevăr un gol care m-a ajutat să am emoții pozitive înainte de meciul din Youth League, dar îmi pare rău că nu am depus tot efortul pentru a trece în Euro 2017. Dispoziția în echipă este destul de bună, ne pregătim la maxim procente cu meciul cu Vlașnia și toți băieții creier și speră să ajungem în a doua rundă. Care sunt șansele de a vă califica în runda a doua? Sunt aceleași șanse care au fost și în primul meci, deoarece fotbalul e la un nivel foarte înalt acum. Echipa Vlașnia este o echipă foarte masivă, joacă pe contraatac și sunt aceleași procente care le au și ei ca și noi. Când vom câștiga și vom avea pe tablou un scor care e convenabil pentru noi, atunci vom putea spune că suntem în a doua rundă. Care sunt emoțiile tale când ieși cu echipa în calitate de capitan? În calitate de capitan, când ieși cu echipa, îți asumi o responsabilitate foarte mare, deoarece răspunzi ca și cum de elevii tăi pe teren. Care crezi că este punctul forte a echipei FC Vlașnia, de care trebuie să țineți cont cel mai mult și cu atât mai mult că tu ești un important punct a apărării echipei voastre? Punctul forte al Vlașniei este standardurile, deoarece este o echipă masivă, este o echipă care se bate pentru orice minge și eu ca apărător o să depun tot efortul ca să nu scăpăm gol și să trecem în etapa următoare.